La aniversarea 70 de ani de existență ai Universității Naționale din Ușgorod s-a amintit că și noi, românii din Transcarpatia, avem un prilej nu minunat de a sărbători toamna lui 2015, așezată sub semnul prețuirii valorilor, e și pentru noi de aur. Secția de limbă și literatură română din cadrul Facultății de Limbi Străine a atins frumoasa vârstă de 25 de ani, o vârstă a afirmării și a speranțelor. Foștii absolvenți, puțin melancolici, cu prilejul acestui eveniment își amintesc cât de mult au însemnat pentru ei anii de facultate și cum altfel se poate sărbători aniversarea facultăților de suflet dacă nu prin cuvinte. Iar dacă aceste cuvinte sunt plămăduite de foștii fondatori ai secției, de foștii profesori, cu atât mai bine. Pe data de 21 iunie 1996, rectorul Universității Slivka a semnat ordinul conform căruia pe data de 1 iulie 1996 a fost deschisă catedra de filologie română. Fiindcă în regiunea noastră trăiesc aproximativ 150.000 de români și școlile românești au nevoie de specialiști de limba română. Până la urmă, ei cu tine sau nu, prin viață, facultatea pe care ai absolvit-o, o, și asta contează. Așa precum a luat-o Taras Dațiu, absolvent din prima promoție și actual dascăl al generației tinere de filologi. El a avut norocul să facă parte din acei oameni pentru care pasiunea se confundă cu meseria pe care o practică. Dumnealui afirmă că fiecare generație de studenți e altfel, iar profesorul simte imediat dacă e receptivă sau nu. Acum, în această perioadă, sărbătorim jubileul de 25 de ani de la fondarea secției limba română în cadrul Facultății de Limbi Romano-Germanice pe atunci, iar acum, actual, este Facultatea de Filologie Străină. Suntem în preajma sărbătoririlor aniversării de 70 de ani a universității noastre și, îți dai seama, și micul jubileu al secției noastre este totuși un eveniment foarte pozitiv pentru fiecare dintre noi, mai ales pentru cei care am absolvit această secție, această facultate și această universitate. De aceea, atmosfera de zilei de astăzi este o atmosferă de sărbătoare. Practic, am avut mai multe manifestări cu ocazia jubileului universității. Chiar astăzi am participat și la deschiderea Centrului de Prietenie Română-Ucraineană. Iar sigur că aș vrea să atragem cât mai multă atenție referitor la popularizarea secției noastre, să vorbim despre colegii noștri cu care ne-am petrecut anii de studenție. Pentru că vezi cum e, după ce absolvim facultatea, fiecare își găsește calea lui, pleacă pe calea proprie, da? Și nici nu observăm cum trec anii și iată că avem acest mic jubileu. Nu în fiecare zi se deschide o secție în limba română și practic este foarte greu să ții o astfel de facultate, mai ales la o distanță de 165 de km și mai ales faptul că am trecut prin mai multe perioade mai complicate, anii 90, cum au fost lipsa interesului față de studii, nedorința de a face studii, nedorința de a continua de a face filologie sau alte științe. Deci momentele acestea sigur că au avut o influență, să zicem așa, puțin negativă asupra istoriei secției noastre. Dar slavă Domnului, am supraviețuit, supraviețuim și mai departe. Vreau să spun că și din interviurile cu studenții ai aflat că avem studenți etnici ucraineni care învață la noi la secția limba și literatură română. Sigur că ei au cu totul alta menire, deci ei studiază limba română nu ca limba maternă, ci o studiază începând cu alfabetul și își fac de cunoștință pentru prima dată cu această limbă frumoasă, melodioasă. Și deja au rezultate
să zicem, mici, dar destul de încrezute rezultate, mai ales studenții din anul 2, care deja cunosc foarte multe cuvinte în limba română și le place să studieze și le place să învețe. Referitor la ceilalți, la studenții care fac studii la noi, la secția limba română, sigur că în acești 25 de ani noi am evoluționat, noi am încercat să perfecționăm procesul de învățământ, am introdus unele momente mai noi referitor la diploma pe care o obțin studenții, absolvenții noștri. Deci, acum studenții, pe lângă limbă și literatură română, au înscris în diplomă și că sunt profesori de literatură universală. Tot o posibilitate foarte bună și, practic, vreau să spun că ultimele trei promoții, toate absolventele, practic, au reușit să obțină încă o diplomă, deci în 2 ani sau în 2 ani jumate au absolvit facultate de limbă engleză, relații internaționale, alte specialități, drept, economie, și în acest fel au reușit să se încadreze în câmpul de muncă, să-și găsească deci ocupația, să-și găsească meserie din care vor avea de câștigat, pentru că nu este secret acel număr mic de școli cu predare limba română și mai ales acele legi noi care au fost deci adoptate în învățământ, undeva au influențat negativ asupra dezvoltării, deci majorării numărului de studenți și sigur că aceasta este totuși o nuanță peste care trebuie să trecem. Deci, în primul rând, n-aș vrea să vorbesc mult, pentru că am mai vorbit și înainte și o să vorbim mai multe despre facultate și cred că o să reușim să realizăm, eu practic a zice că trebuie să facem un film despre facultatea noastră, despre absolvenții, despre studenții facultății și eu cred că vom reuși să amintim despre fiecare, reieșind din ceea ce avem, dacă o să avem ceva materiale despre fiecare dintre absolvenții noștri, foștii studenți, în diferiți ani de învățământ. Dar, în primul rând, cu cât că este o zi festivă, aș vrea să doresc multă sănătate, succes, spor în muncă, vreau să felicit pe toți absolvenții secției limbă și literatură română, toți cei care au trecut prin această instituție de învățământ și care dau dovadă de cultură, profesionalism și sunt primii, printre primii, sunt cei mai buni în acele domenii în care își desfășoară activitatea. Majoritatea absolvenților secției de limbă și literatură română și-au găsit rostul în viață. Unii lucrează conform specialității obținute, alții nu, dar toți le poartă peste ani profesorilor o caldă și statornică afecțiune, întărită de sentimentul reconfortant al și dătător de energie spirituală, că s-au întâlnit pe traseul unic pentru noi, al studierii limbii materne aici, acasă, în Ucraina. Am ales această facultate fiindcă îmi place foarte mult limba, să vorbesc limba mea maternă, să lucrez cu copiii, să studiem creațiile marilor noștri scritori români, așa ca Mihai Eminescu, Ion Creangă, Liviu Rebreanu, Mihai Sadoveanu și alții. Această facultate a terminat-o mama, ea a fost prima promoție care a terminat facultatea aceasta, în același timp cu Tarase Milianovici, învățătorul nostru, și mătușa mea Dulce, Elena Ivanovna, totuși a terminat facultatea aceasta. Au existat în anii de studenție întâlniri formatoare majore, cu
Vasile Marina, Teodor Curpaș, care le-au marcat destinul profesional copiilor veniți din cele câteva sate românești de pe malul drept al Tisei. Cei care i-au cunoscut trăiesc și astăzi un puternic sentiment al apartenenței la o nobilă tradiție, care obligă la performanța intelectuală. Și sentimentul de responsabilitate față de patrimoniul spiritual al acestei instituții, al cărei destin se leagă indisolubil de cel al păstrării limbii române într-un spațiu unde se vorbesc atâtea și atâtea limbi. Am lucrat 5 ani la Universitatea din Ujgorod, capitala Zacarpatiei. Atunci când s-a fondat Facultatea de Limbă Română, au trecut mulți ani, un sfert de veac de când s-a înființat această facultate și iată Dacio Taras, dragul meu student, au trecut 20 de ani de la absolvire. Prima promoție a Facultății de Limbă Română din Ujgorod, de la Universitatea de Stat, o universitate puternică, zdravână, cu atâtea facultăți și cu o tradiție extraordinară. Pentru mine, cei 5 ani în care am muncit acolo la Ujgorod, au fost ani grei, dar a fost o lecție de viață foarte importantă și în același timp o mândrie că am scos prima promoție de profesor de limbă română în Ucraina. Este un lucru extraordinar. Cum a fost și cui a aparținut ideea de a deschide această secție? Ce eforturi s-au depus pentru a convinge autoritățile și ce argument plauzibil s-a adus? Cel care a pledat pentru existența unei secții de română a fost Vasile Marina. Ideea de a înființa secția de limba moldovenească, deoarece înainte nu se putea vorbi despre limba română, s-a început încă în anii 60. Lucrând în arhiv, eu am găsit o sumedenie de documente în care mulți dintre activiștii de partid în acea vreme de origine română au făcut apeluri față de organele de partid și de stat la acel moment pentru a înființa o secție de limba moldovenească la Universitatea Ujgorod. Bineînțeles că toate aceste apeluri au rămas fără niciun răspuns, deoarece la acel moment cadrele de limbă moldovenească, asta era și paradoxul, noi ne consideram români, dar școlile erau moldovenești, sate românești cu școli moldovenești. Toate cadrele veneau din Moldova sau din regiunea Cernăuț, unde o asemenea secție era înființată. Și bineînțeles, în condițiile de atunci, când toată politica era îndreptată nu spre asigurarea drepturilor omului, ci asigurarea cu cadre școlilor, a economiei și așa mai departe, nu putea să fie avut un răspuns pozitiv. La sfârșitul anilor 80, începutul anului 90, practic toate școlile din regiunea noastră au trecut de alfabetul latin. Și din nou s-a nimerit un paradox. Secția de la Cernăuț era în limba moldovenească, în Moldova, de asemenea se considera limba moldovenească. Și eu fiind în secția pentru învățământ în Sovietul Regional, care era condus de răposatul rector Vladimir Slivka, m-am folosit de acest moment, de fapt a fost o manipulare, și spuneam cum vom asigura noi școlile noastre care au devenit românești, cu specialiști care au terminat și vor termina secțiile de moldovenească, de la Cernăuț sau din altă parte. Și acest joc de cuvinte, practic, și-a jucat rolul său. L-am îmbolnăvit și pe rectorul de atunci și noi și, practic, în câteva luni, această secție a fost înființată. Bineînțeles că n-a fost chiar atât de ușor, deoarece ca să deschizi o secțiune și să deschizi o specialitate de română este o chestie de lungă durată și necesită o grămadă de cheltuieli, atât salarii, burse, cât și asigurarea cu manuale, auditorii și așa mai departe. Însă, înspre bucuria noastră de atunci și de acum, am întâlnit peste tot
cu bună voință și deși la început a fost destul de greu, am început secția cu 5-6 manuale, deoarece la universitate n-a existat nicio bibliotecă, însă cu sprijinul județelor vecine din Satul Mare, Baia Mare, în scurt timp am reușit ca să formăm și o bibliotecă, am reușit să invităm și cadre didactice care pentru început au susținut această secție. Într-un cuvânt, prin diferite căi, dar vedem că această secție și această specialitate, deoarece este o specialitate în plinul sens al cuvântului, deja a rezistat 25 de ani și cred că va mai rezista 250. Ми розпочинали так дружньо. A fost un ajutor binevenit. Noi am început munca în echipă, cu intuirea deplină a sarcinilor trasate de stat, de imperativul vremii. Trebuia să pregătim specialiști dotați în materie pentru școlile medii din satele românești din raioanele Teaciu și Rahiu. Era plăcut să remarcăm că oamenii din comunitatea românească erau mereu gata să ne ofere o mână de ajutor. Era susținere și din partea consiliilor locale, a cadrelor didactice de la sate, a directorilor de școli, a secțiilor de învățământ raionale. A fost o muncă de pregătire colosală în toate școlile cu predare în limba română. Primii studenți au pășit pragul facultății în anul 1990. Dacă nu mă înșală memoria, erau 8 persoane venite la facultate, 3 băieți, celelalte fete. Lucram cu abnegație, folosesc cuvântul potrivit, eforturile erau maximale. Am atras în procesul de studii și cadre didactice cu renume din cele două raioane menționate mai sus. Am pregătit și cadre didactice de la instituțiile de învățământ superior din România. Un aport considerabil la pregătirea unor specialiști de calitate la limba română și l-a adus domnul profesor Teodor Curpaș. El a adus din România și multă literatură de specialitate și în prezent studenții învață materialul din aceste manuale. Відної літератури, якою нині послуговуються студенти румунської філології. Iar vreau să vă spun, aducându-mi aminte de această perioadă, mai ales că ați amintit că a trecut un sfert de veac de când a fost fondată această secție Limbă și Literatura Română, mă simt ca și practic eu cred că fiecare dintre noi, prima promoție, ne simțim niște bobocei pe care dumneavoastră ne-ați coordonat și practic ne-ați dirijat prin labirintele limbii și literaturii române, care este practic este foarte greu, dar este foarte interesant și este foarte plăcut, mai ales după faptul că la școli, în școlile noastre pe care le-am absolvit, nu s-a predat în primul rând literatura în acea multitudine de scriitori. Au fost numai câțiva selectați, câțiva scriitori. Da, clasici, Eminescu, Caragiale, Slavici chiar n-a fost. A fost numai Creangă. Și Vasile Alexandrii. Și încă câțiva scriitori din Republica Moldova. Și sigur că după acest număr mic de scriitori și de opere literare, când am ajuns la vasta literatura română, ne-a fost greu, dar să știți că ne-a priit. Primul examen de stat, ținut altfel decât cele obișnuite în Ucraina până atunci. Da. Ați fost primii oameni care ați demonstrat prin lucrările de diplomă, prin, eu spun, președintele comisiei. Modul de a susține lucrarea prin președinte. Țin minte că am refuzat președintele de la Kiev, da, și am cerut pe Doru Radosav, lumea care ne vede și ne ascultă, îl cunoaște, a fost directorul muzeului în Satul Mare, acum este directorul bibliotecii universitare, este șeful de catedră la Facultatea de Istorie din Cluj și este omul care a donat universității și facultății noastre 4.000 de cărți. Da. Și dacă ții minte, Taras, că am stat cu voi erați cei mai mari și am stat și am fișat cărțile, le-am pus toate în ordine și ne-am făcut o bibliotecă de început de 4.000 de cărți utile, cărți din programa de învățământ. Da.
Facultatea de Română, cum ne-am obișnuit să-i spunem, a fost și este nu numai un loc în care studentul poate învăța carte la cel mai înalt nivel, desigur, dacă vrea, ci și un loc în care încă se mai formează caractere, pentru că au fost, sunt și vor mai fi profesori care pot fi considerați adevărate modele. Facultatea este una complexă și interdisciplinară, în care înveți în primul rând să fii om de cultură. Este, de asemenea, și un loc în care studentul își poate forma și antrena spiritul critic, pentru că facultatea cultivă libertatea de gândire și pluralismul. Aici se încearcă să îi stimuleze pe studenți să-și dezvolte propria personalitate, să își poată articula coerent opinia și să aibă curajul de a-și o susține. În prezent, câți studenți sunt la Facultatea de Limba Română? Sunt 13 studenți, dintre care 6 sunt de origine ucraineană. Că fiecare putem să avem perspectivă, pentru că Facultatea de Limba Română este ceva mai ușor pentru români, adică aici poți să înveți în română și poți să faci și, adică facultatea, poți să treci, să te transferi în România ca să îți continui studiile mai departe. Am socotit că sunt româncă și îmi place limba română și am posibilități mai multe aici și de aceea, din dorință am venit. Am știut că mai sunt și la Cernăuț facultate de limba română, însă este un oraș mai cunoscut și mai apropiat, îmi pare, și de aceea am venit aici. Îmi place să lucrez cu copiii la școală și am venit pentru că singura am avut dorința să vin aici. Sfioși la început, studenții în ultimii ani dau dovadă de dorința de a fi participanți activi la toate activitățile culturale organizate în regiune și nu numai. Consulul General al României la Cernăuț, distinsa doamnă Eleonora Moldovan, fire activă, sinceră, sensibilă, dar în același timp puternică, insistentă și perseverentă, a știut să scoată studenții români de la Ujgorod din anonimat. I-a convins că de ei și numai de ei depinde viitorul comunității, păstrarea patrimoniului ei cultural și spiritual. Mesajul ei este recepționat și de factori de decizie din România. Secția de limba și literatura română din cadrul Universității Naționale din Ujgorod beneficiază de susținerea și asistența permanentă a Departamentului pentru Românii de Pretutine, a instituțiilor superioare de învățământ, a structurilor de putere din județele Maramureș și Satu Mare. Ми хочемо висловити велику подяку за це пані Елеонорі Молдаван. Aduc sincere mulțumiri, doamna Eleonora Moldovan. Trebuie să spun că pe an ce trece, secția română devine tot mai puternică, se dezvoltă. Tot mai mulți abiturienți sunt doritori să se înscrie la facultate. Noi sperăm că vom păși pe calea progresului cu susținerea actualului decan al facultății, docentul Mihail Roșco. Sper să prosperăm, să pășim pe această cale. Spre asta își îndreaptă eforturile cadrele didactice între colectivul. Mă adresez către cei care vor absolvi studiile medii în acest an. Sunteți bineveniți la noi. Nu veți regreta dacă veți deveni studenți ai secției de limba română. La absolvirea universității veți beneficia de diplomă în care va fi consemnat că sunteți specialist de limbă și literatură română și literatură universală. Pentru a obține un loc de muncă decent, studenții noștri se înscriu paralel și la alte facultăți. Vă așteptăm cu drag la Facultatea de Limbi Străine, secția de limbă și literatură română. Filologii Ujuțcu Național Universitet. Putem am dușe radi. Existența facultății depinde în mare măsură și de un deziderat clar pronunțat al patriei mame de a avea aici, în Transcarpatia, un adevărat focar de cultură și învățătură pentru formarea intelectuală a tinerilor români, căci cu certitudine ea va deveni deschizătoare de drumuri profesionale, fascinante, de la cel didactic, tradițional, la cel jurnalistic ori diplomatic. Eu am ținut foarte mult ca studenții mei să facă o practică pedagogică utilă. Și am refuzat să facem în liceele din Ucraina din anumite motive. Am găsit multe lucruri foarte bune, dar lucruri care nu se potriveau cu noi, care deja eram la un nivel superior liceului de acolo cu mult, iar practica pedagogică trebuia să fie o încununare a cunoștinței. Am muncit de 5 ani de zile, de 4 ani de zile. Da. Și am făcut practica în Satu Mare, cu un pic de efort, pe vremea aia era greu de trecut frontiera, da. Era greu să ai loc de cazare aici, să ai unde mânca, să fie cheltuielile acoperite, fără universitate. Da. Și ce impresie ți-au lăsat elevii, prima tangență făcută cu elevii din Satu Mare? Din România. Atunci, pentru prima dată când mi-am făcut de cunoștință cu
elevi din România, am avut impresia că, știți, am avut, am avut un fel de rușine să casc gura, pentru că credeam că o să spun ceva și nu o să mă înțeleagă. Îi vedeam ca pe niște miniștri, pe niște academicieni, așa erau, deștepți, liberi, au vorbit frumos, o ținută liberă, iar noi atunci am fost puțin așa... Aveați o reținere. Da, da, așa puțin, nu știam foarte să... Foarte puțin a ținut reținerea asta, foarte puțin, pentru că rapid, după primele ore, ați intrat în muncă, da. Planurile de lecții, am asistat la lecții, am făcut analize de lecții, ne-am ocupat teribil de problema asta și țin minte că la lecția finală, fiecare dintre voi și-a nimerit clase puternice, a ținut lecții și a obținut calificative foarte mari. Pentru că nu numai eu, dar și profesorul clasei respective și elevii au rămas impresionați pentru că ați mers pregătiți pentru lecție. Da. Emoțiile voastre au fost doar primele minute de tangențe. Da, asta a fost la început, dar a fost până nu ți-ai dat drumul, până n-ai început să vorbești. Deci n-ai știut cum să vorbești, n-ai știut ce să spui, cum, pentru că a fost și o responsabilitate enormă. Într-o țară străină. Da, și pe de altă parte, noi am știut că copiii de aici sunt instruiți și pregătiți foarte bine. Când vezi manualele respective și știi că au trecut și asta și asta și asta, au învățat. Și parcă nu ai aer. Dar asta a fost numai la început. Da. După care a mers totul bine și a fost foarte util. A fost, în primul rând vă spun că a fost și interesant pentru noi. Și mai ales faptul că ne-am întâlnit cu acești copii, că am discutat, că am pus bazele unei prietenii, că am văzut cum își petrec viața elevii de aici, având experiența noastră, și ne-a fost foarte interesant. Au fost foarte apropiați, pentru că și voi erați apropiați de vârstă. Da. Și erau un an, doi, trei de diferență. O clasă la care eu le-am fost diriginte. Da, da. Și clasă foarte bună la carte, era într-adevăr brici. Taras, aș vrea să te întreb ceva. Lucrând acum la universitate și eu sunt bucuros că un student de-a meu este cadru universitar și duce mai departe o muncă pe care am făcut-o împreună ca student și ca profesor, aș vrea să te întreb, ce ai zice dacă te-ai pomeni că un grup de 10 absolvenți de liceu din satul mare vor să facă facultatea la Ușgorod? Ar fi foarte bine. Pentru că, vedeți, situația care este... Da, vă rog. Te întreb, cât costă aproximativ cazare și masă pentru un student? La cămin. Da? La cămin, da. Păi la cămin acum este undeva o lună cazarea, în jur de $20. Cam așa. $20. Da. Pe o lună. Și la cămin. Mâncarea? Păi mâncarea depinde. Tot, trei mese pe zi. Depinde, deci cantine, așa cum au fost cantine studențești. Pe timpuri, sunt poate două, trei cantine. Deci de obicei copiii ori își pregătesc singuri, ori mănâncă sau în restaurante sau în cafenele. De obicei mai mult în cafenele, deci așa, de tipul ăsta studențesc. Și cam cât, așa, cam cât este? Tot depinde de plăcerile lor și de ceea ce vor să mănânce. Dar, în un orice student, caz, fie... Cam din câți bani iese pe o lună cu mâncare, cu cazare? Păi, un student modest, eu cred că cu vreo $100 ar putea, modest. Dacă mai spui o dată, o să meargă grămadă de studenți de aici să facă facultatea la Ușgorod. La mulți ani, Alma Mater, la mulți ani tuturor celor care și-au adus contribuția la fondarea, existența și afirmarea secției de limbă și literatură română în cadrul Universității Naționale din Ușgorod.